Lorena și Laurențiu se află iar pe tărâmuri mișcătoare și tensiunea de la Casa Iubirii de azi e la cote alarmante. Aceasta a fost turnată de Robert, că l-a vorbit de rău pe Laurențiu și acum se pune întrebarea ce are de gând cu Laurențiu și care este strategia ei pentru a rămâne în casă și chiar a câștiga concursul matrimonial. Mai ales după ce Robert i-a produs neliniște, spunând că fata a povestit în aeroport că ea nu ar sta cu unul care are comportamentul lui Laurențiu. Lorena pare că nu este așa inofensivă cum pare și mereu dornică să fie sub aripa lui Laurențiu. Și ar fi scăpat deja câteva cuvinte despre acesta nu doar lui Robert, ci și în live, să arate public că îl sfidează. Dacă îmi pui reguli, eu o să le încalc oricum, i-a spus Selina Lorena lui Laurențiu. De fațadă sau nu, ciudat este că ele s-au produs cu puțin înainte ca el să o ridice în slăvi în fața Irinei, care plângea din cauza celor spuse de el. Nici Cristina nu a scăpat de furia lui Laurențiu, dar el a spus că așa vorbește în mod obișnuit și lumea ar trebui să-l înțeleagă mai bine. Mai mult, Lorena nu a făcut nimic ca să ia apărarea Irinei ca să nu fie votată pentru că spunea că se împacă bine cu ea. Și ca și cum nu era de ajuns, în timp ce Irina suferea din cauza lui Laurențiu, Lorena îi pregătește băiatului un cadou. Acest lucru nu a scăpat de critica oamenilor de acasă. Lorena e o viperă și arăta prietenia între ghilimele cu Irina. Că despre Laurențiu, ce se poate spune, se merită unul pe celălalt. În opinia mea, nu fac ei mulți purici împreună, însă se pot ocupa împreună de bârfe și intrigi. Vai de capul și de zilele lor, a spus o fană Casa Iubirii. Ai venit în emisiune ca să ce? Te crezi deșteaptă și ți-ai bătut joc de Irina. Acum, văzând că Irina este singură, și tu și Laurențiu aruncați cu pietre în această fată fără ca ea să vă fi făcut nimic. Și tu și Laurențiu nu sunteți decât doi falși. Tu crezi că Laurențiu este îndrăgostit de tine? Nu mai fată, el te folosește, pentru că îi prinde bine una ca tine să muncească, iar el să joace la păcănele. O să fie vai de capul tău și dacă o să spui ceva, nu te văd deloc bine, s-ar adăna comentariul de pe YouTube. Surse din Casa Iubirii ne-au spus că atât Lorena cât și Laurențiu ar avea un plan ca să stea cât mai mult în casă. Greu de crezut că Lorena va recunoaște ceea ce a spus despre Laurențiu, pentru că ea pare că este destul de teamă de el și poate că vrea să lucreze în liniște. Cert este că se apropie un moment incendiar la Casa Iubirii.